Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou în care vreau să explic cum creăm portofel NEO. Cine nu știe, NEO este o criptomonetă la fel de bună cum este, de pildă, Bitcoin, Ethereum și alte monete, el e în top 10. NEO prin ce se seamănă cu Ether? Prin aceea că el tot face smart contracturi, adică smart contract, asta e un fel de contract în baza căruia se face ICO. Deoarece moneta NEO este din China, are o origine din Asia, multe companii din China aleg această monetă ca bază pentru smart contract la ICO, de unde sunt multe monete care deja apar pe principiul NEO. De ce nou ne va trebui acest portofel în viitor ca să adunăm monete gratis? Apropo, chiar este așa o monetă care acum eu voi face un video în curând, EDS, care este pe portofel NEO și de ce nu o să ne trebuiască acest portofel de creat. Deci uitați-vă, site-ul neo.org. Când intrăm pe el și mergem în jos, este un buton sau o direcție unde scrie NEO client. Deci aici noi găsim site-urile sau companiile care au elaborat portofel pentru NEO. Apăsând pe Go to Client Page, nimerim la altă pagină unde sunt enumerate aceste portofele, independență de ce scop avem noi. Deci dacă vrem să instalăm pe telefon mobil, deci alegem mobil versiune portofelului. Și aici sunt câte 5 versiuni. Pentru Android 6, pentru smartphone pe bază de Apple iPhone, adică Android 5, de pildă. Deci nu ne trebuiește să alegem varianta care ne trebuie. De pildă, dacă de pe site, sunt 4 variante. Eu am instalat pe calculator, pe desktop, portofelul Morpheus, care este în direcția desktop. Deci așa sunt 5 feluri. Eu am ales acesta, Morpheus. Pentru a afla mai mult detalii despre acest portofel, apăsăm pe direcția website. Dacă vrem de dat să descărcăm, pe download. De pe site tot se poate descărca, deci am intrat inițial pe site care a creat portofelul NEO, site-ul morpheuswallet.com, unde acuși se încarcă, se poate studia mai detailat cum lucrează acest portofel, ca să fie mai ușor. Pentru aceasta mergem mai jos, este un video care îl pornim și aici se explică cu imagini, unde și ce se poate făcut, dacă sunt careva întrebări. Deci, ca să descărcăm acest portofel de pe site-ul Morpheus NEO, alegem din nou, sunt două versiuni pentru iPhone, de pildă, sau calculatoare Apple, sau pe tehnologie Windows. Când apăsăm download, pe noi ne aruncă la site-ul unde se poate descărca.
aceste programă. Deci, uitați, aici sunt mai multe versiuni pentru Macintosh, de pildă Apple, dacă aveți, sau calculatorul, așa versiune. Descărcăm. Eu am luat versiune Exe acesta. 95 de megabytes, 95.3. L-am descărcat. După ce el s-a descărcat, l-am deschis și l-am instalat. Deci dacă antivirusul se supără, deci ca regulă e tăti, antivirusul se supără când instalăm o programă, intrăm în a prelungit totuși descărcarea și după ce o instalăm. După ce am instalat, el apare aici undeva pe ecran un șurcau, pe care dacă apăsați, se deschide programa, unde deja puteți intra în portofel, dacă aveți deja creat cont, dar prima dată, desigur, trebuie să creăm cont. Deci se încarcă greu. Deci, uitați, el așa arată. Și aici noi introducem parola. Aici sunt la noi portofel, eu am două create, unul am făcut un test. Am creat. Și nu țin minte parola. Bun, o să intrăm în meu. Deci, uitați-vă, când intrați în interior, scrieți și parola și apăsați pe login. Dar inițial trebuie să creați. Deci când creați, aici ia. Faceți parola. Parola trebuie să fie nu mai puțin de 8 caractere, în care trebuie să fie litere mari, litere mic, cifre și simbole. Deci combinația din aceste 4 cerințe. Creați parola, repetați parola și creați. Când creați, la voi trebuie să apară așa ceva cu șvărăt. Ca să nu creez mai multe portofele, ca să nu mă încurcă mai multe. Nu trebuie unul. Eu am făcut deja un test, când am făcut un video în rusă. Deci, când apăsăm pe de creat, la noi se deschide deja portofelul care l-am creat și el are și cheie care trebuie salvată dacă noi vrem să mai folosim de acest portofel cum la efir, de pildă, este privat key care se poate deschis de pildă portofelul din mai multe locuri. Pildă calculatorul care lucrați, el poate să fie salvat, dar când instalați alte Windows sau ceva, atunci vă trebuiește din nou acest acum să încărca. Sunt multe programe, deci uitați-vă așa ceva.
Deci aici se vede parola care a creat-o. Dacă acesta este portofel. Deci putem să-l copiați și îl salvați undeva. Aici ea este privat key. Și aici ea este la noi tot un cod care combină intrinsul și privat key criptat și parola împreună. Adică aceasta și cu această combinație este codată aici. Deci aceste două lucruri le salvați ca să puteți intra. Pentru asta, după ce ați salvat undeva într-un document, apăsați aici pe butonul acesta de salvat adresa ca să puteți să vă logați. După aceea, vedeți aici, când aveți privat key, puteți intrați aici. Acum, dați Enter. Deci acolo se mai putea de dată nume, eu dați sau într-o parte la portofel, dacă vreți să-l puteți să-l denumiți ca să fie mai ușor de găsit. Cum acolo ați văzut, este unul la mine test, dar unul fără nume. Acum el verifică parola, date și nimerim în interior. Unde? Nu unde trebuie, uitați-vă. Dashboard. Suntem acum în dashboard. Portofolio. Aici sunt monetele care noi le vom avea. Deci în Morpheus sunt unite aceste monete. Unele din ele sunt pe principiul de efir, dar principiul acesta EDS, principiul NEO. Catare toate sunt pe principiul NEO, încă sunt o câteva care n-au nimic cu NEO, dar ele sunt puse pentru a face schimbă. Principiul de Bitcoin, efir aici este. Acesta e o site aparte, Morpheus, care el are ca principiu de portofel, ca un fel de safeu, adică să spunem așa, unde se poate salva monede. Deci, ca să trimitem monede, intrăm în direcția send. Unde instalăm aici portofelul Neo la persoana cei cui trimitem bani. Dar când primim, intrăm în direcția RSI. Și aici este portofelul nostru care putem să-l copiem și să-l folosim unde nou ne trebuiește, cum foloseam de pildă, ca exemplu, portofelul Ethereum, mai Ether Wallet. Deci acest portofel nou o să-mi trebuiască, cum a spus, la această monetă. Va fi alt video, să vă uitați cum de primit moneta EDS. Pentru ce nou ne trebuiește să copiem acest cod și portofel NEO care le trimitem pe acest chat. Vedeți cum o să trimit și codul și asta. Deci trebuie prima trimis codă pe un portofel.
Ты сюда 3 месяца и примите. И сейчас фолосим чест портофел. Nu este nimic complicat. Ca să-l închidem, pur și simplu, îl închidem și el, când îl pornim din nou, el din nou trebuie este de intrat cu parola, deci nu se salvează. Așa că nu vă temeți că cineva va intra și va folosi monetele dacă întâmplător a ajuns la portofelul acesta. Deci trebuie din nou parola scoi. Cam atunci am răspuns, numai bine.